Pentru pâiniță am pregătit fulgi de ovăz, fulgi moi de ovăz, sunt unii mai tare așa, dar acești fulgi se dizolvă foarte ușor. Am pregătit și floarea soarelui, am pregătit semințe de in, de chia, chia, depinde cum vreți să le spuneți, sare, migdale, ulei de măsline, puțină apă și niște tărâțe de psilium, așa se numesc. Pe toate le așezăm în bol, după care le amestecăm puțin, le așezăm în forme, direct în cuptor și 50 de minute mai târziu sunt gata. Sigur, nu le vom putea mânca imediat după ce le vom scoate din cuptor, trebuie să le lăsăm pe aceste pâinițe să se răcească, însă garantat, în momentul în care veți tăia felie cu felie, veți simți plăcerea gustului pe de o parte, pe de altă parte veți ști că ați făcut o pâine sănătoasă și rapidă, veți fi apreciate de toți cei din casă. Pentru început, punem fulgi de ovăz. Semințele de in, tărâțele de psilium, semințele de chia, semințele de floarea soarelui, am pus la muiat migdale și acum le toc. Ar fi bine să fie migdale albe, gata de cojite, dar dacă nu aveți, puteți pune și așa. Prin înmuiere, cel puțin atunci când o să le tăiați, o să vedeți, cojița aceea se îndepărtează cu ușurință. Și chiar dacă nu se îndepărtează cojița, nu este nicio problemă. Rămân la fel de gustoase. Gata și ultimele migdale. Dacă nu le-ați pus la muiat și vă grăbiți și nu vă împiedicați de ce n-aveți, improvizați cu un sucitor, chiar dacă ele n-au fost înmuiate așa cum sunt din comerț, le răsuciți așa cu sucitorul, după care le puneți peste celelalte ingrediente. Eu însă astăzi am pregătit exact așa cum trebuie făcute rețeta. Gata. Punem și puțină sare. Puțin așa. Uleiul de măsline. În timp ce pun apa, amestec toate ingredientele. Semințele de chia își vor mări puțin volumul, vor deveni mucilaginoase și vor închega compoziția noastră. Mai am puțină apă aici, cred că mai merită să pun. Și în timp ce aromele se întrepătrund, eu voi lua boabele de năut, sunt deja fierte, și voi face pateul de năut cu ceapă verde. Luăm și ceapa. Am spălat ceapa, o tăiem. Așa cum tai o gospodină obișnuită. Fără cursuri de bucătărie și fără pretenția de a ști să mănuiască cuțitul așa ca un master chef. Dar și noi putem să facem lucruri delicioase. Pentru pateuri eu folosesc un blender mai mic. Mi se pare că e mai ușor de folosit. Punem năutul fiert. Puțină sare. Și ulei de măsline. Este gata. Am pentru pâinițe niște
forme foarte drăguțe și mici. Dacă nu aveți așa de mici, nu vă împiedicați de un asemenea detaliu. Folosiți formele mai mari, vor ieși feliile mai mari. Eu astăzi însă voi folosi aceste forme. Pun compoziție în ele. Compoziția arată bine, e închegată. Atunci când o vom pune la cuptor, după primele 20 de minute, veți vedea, pâinițele vor crește și se vor deslipi de formă. După care scoatem din formă pâinițele și le lăsăm încă 30 de minute pe grătarul de la aragaz. Acum veți vedea și în funcție de aragazul vostru, de cuptorul vostru, dar eu așa procedez. Pâinițele sunt gata de pus la cuptor. Le punem pe grilaj. Gata, pâinițele noastre!